Fata s-a cunoscut pe o rețea de socializare cu unul dintre băieți. Acesta a venit și a luat-o de acasă din Băleni. Tânăra a plecat împreună cu acesta și un prieten de-al său, însă nu știa ce o așteaptă. A fost dusă pe un câmp în Crovu, unde a venit și al treilea bărbat, și aceștia au constrâns-o pe tânără să întrețină raporturi sexuale cu ei. Polițiștii au identificat rapid pe cei trei suspecți cu vârste între 20 și 21 de ani. Doi dintre ei, Georgian Miloș și Ionuț Moise, sunt din localitatea dâmbovițeană Corbi Mari, iar cel de-al treilea, Constantin Dumitru, din București. E adevărat că ați violat-o pe fată? Ați luat-o într-adevăr la o cunoșteați? Dumneavoastră ați chemat-o? Cu dumneavoastră a vorbit pe Facebook? Sunteți vinovat? Dumneavoastră ați luat-o pe fată? A fost viol într-adevăr? A fost viol? Sunteți vinovat? Nu sunt vinovat, domnule, a fost o... Ce s-a întâmplat? De ce vă reclamă? Ați și răpit-o? Familiile celor trei au făcut un adevărat show în fața parchetului. Rudele suspecților îi consideră nevinovați și o acuză pe fată. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă. Sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal, iar pentru fapta lor riscă să petreacă până la 18 ani în spatele gratiilor.